Iubiți creștini, în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 1, găsim scris următoarele. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă țupul lui Isus. În ziua din a săptămânii s-au dus la mormânt, dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvări piatra de la ușa mormântului? Și când și-au uitat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. În dimineața învierii, trei femei, două mari și o salome, au plecat spre mormântul unde fusese pus Domnul Isus Hristos. Durerea de era mare în, în, ele, dar mai mare era și întrebarea aceasta, cine ne va prăvăli piatra de pe ușa mormântului? Știau că este o piatră mare. Aceste trei femei fără să știe, drum spre mormânt, fără să înțeleagă puterea lui Dumnezeu, fără să înțeleagă planul lui Dumnezeu, au plecat către mormânt, dar mergeau către un mormânt gol. Dumul îngrijorării și al imposibilului va deveni pentru ele, la întorcerea în cetate, Dumul bucuriei. Îmi place așa de, de, de mult cuvântul Domnului Iisus Hristos a de Samariei. Nu mă ține, îi spune Mântuitorul, cu alte cuvinte, nu sunt în doar pentru tine sunt pentru toți. Trebuie să ajung în cer la data lui Dumnezeu Tatăl. Și ce frumos să continuă. Dar du-te și spune la frații mei că ne vom întâlni în Galileea. De multe ori ne îngrijorăm de obstacole din viața de zi cu zi. De multe ori le vedem ca aproape imposibil de trecut. Sigur le vom întâlni, ele sunt acolo. Poate să ne încerce credința. Dragii mei, să nu ne îngrijorăm. De multe ori se va întâmpla ca la mormântul Domnului Iisus Hristos. Piatra era dată deja la o parte. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu merge înaintea noastră. Ce trebuie să fac? Și au ridicat ochii. Nu trebuie decât să îmi ridic ochii și apoi să cred. Să cred că Domnul Iisus Hristos, Hristos Mântuitorul, a trecut deja pe acolo. A dat piata de pe mormânt la o parte, indiferent cât este piata de mare, pentru că El este atotputernic. Nimeni și nimic nu i se poate împotrivi. În viața Domnului Iisus Hristos ne eliberează mintea și inima de îndoială ne dă o nouă perspectivă asupra vieții, dar și asupra moții. Ne asigură de faptul că prin învierea Domnului Iisus Hristos avem un, și putem avea un nou început al vieții, dar una nouă, prin nașterea de sus, prin Duhul Sfânt. Ziua învierii Domnului Iisus Hristos a fost pentru ucenicii lui cea mai frumoasă zi din istoria vieților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetelui. Hristos este cel dintre roi, rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos, este în Corinteni. Aceeași bucurie a învierii lui, ce a liniștit inima ucenicilor, aduce în mine, în tine, în orice om care, prin credința în Domnul Iisus Hristos, dorește să zândească Dumnezeu, aduce știți ce? Pace, bucurie, speranță, dor de Dumnezeu, drag de Dumnezeu. Ce mult lipsesc aceste lucruri poporul român. Domnul Iisus Hristos a spus femeii, spune fraților mei că ne vom vedea în Galileea. De ce a trebui să meargă ucenicii în Galileea? Dragii mei, era necesar ca ei să înțeleagă că noul lor drum în viață, noua viață în Hristos ce începuse ei, nu mai trebuia trăit în funcție de ceea ce știau ei să facă mai bine, aceea de pescari. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Că viața nouă nu te, mai trebuie trăită nici măcar în funcție de ceea ce ei au experimentat cu Domnul Iisus Hristos în timp ce El, el trăia în drumul către, către, către Golgota. Totul trebuie acum o altă perspectivă. Să nu uităm cu cei doi ucenici în Emaus. Știți? El le-a tălmăcit scripturile, toate scripturile cu privire la El. Noua viață care trebuie să reînceapă în fiecare dintre noi, trebuie să fie în lumina Hristosul cel înviat, a Hristosului biruitorul morții totul din trecut, predicile, minunile, tot ceea ce ucenicii și-au adus aminte, trebuiau înțelese prin Scriptură, prin venirea lumea Domnului Iisus Hristos, prin răstinire, prin moarte, dar mai ales trebuia înțeleasă prin, prin înviere. Dragii mei, astfel, doar în aceste condiții, trăind în speranța învierii, Sfârșitul vieții pământești a Domnului Iisus Hristos poate să fie văzută, poate să văzută, în ceea ce dorește Scriptura să, să, ne spună. Dar, dragii mei, învierea Lui va fi într-o zi și învierea noastră. Uh, nu a fost doar a Lui, va fi și a noastră. Uh, pentru aceasta știți ce trebuie să, să dorim? Să dorim, să iubim revenirea Domnului Iisus Hristos, astfel încât învierea Lui să fie învierea noastră. După cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Vă doresc din toată inima sărbător cu liniște și pace. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Amin.